găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. La Brașov, târgurile de animale au fost interzise. De ce? Vă spunem la știri. Cod galben de Lapoviță, Ninsoare și Polei și Brașovul este vizat de această avertizare meteorologică. Primăria Brașov va plăti 1 milion de lei pentru expertizarea străzilor în următorii 3 ani. Este alertă în fermele de porci din România din cauza focarului de peste porcină africană. Potrivit specialiștilor de la ANSVSA, virusul ar fi fost introdus în țară prin intermediul unor produse de origine animală contaminate provenite din Ucraina. La Brașov, în momentul de față, nu sunt probleme, însă preventiv târgurile de animale au fost interzise. Pesta porcină africană a reapărut în România pe raza localității Micula, în județul Satu Mare, iar singura cale de a preveni îmbolnăvirea animalelor este respectarea cu strictețe a unor măsuri de protecție la venirea în contact cu animalele sănătoase, potrivit Asociației Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din România. Primul focar de pestă porcină africană a fost confirmat în 2017 în România la porcii dintr-o gospodărie de la periferia municipiului Satu Mare, iar ancheta epidemiologică efectuată de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a arătat că virusul ar fi fost introdus în țară prin intermediul unor produse de origine animală contaminate provenite din Ucraina. La Brașov, în momentul de față, nu sunt probleme, iar târgurile de animale au fost interzise. Măsurile noastre punctuale sunt următoarele. În primul rând, comerțul în târgurile de animale cu specia porcină este interzis pe toată perioada cât evoluează focarul din nordul țării. În altă ordine de idei, având în vedere faptul că la nivelul județului Brașov târgurile de animale nu sunt autorizate, activitatea în acele târguri se va face doar sub control sanitar veterinar. În momentul în care știm care este calendarul, vom lua niște măsuri legate de permiterea sau de interzicerea activității de acest tip. În această perioadă, în județul Brașov, porcii vor fi vânduți doar din curte, cu medicul veterinar chemat la fața locului. La sfârșitul acestei săptămâni, reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare din Brașov, împreună cu șefii Consiliului Județean și cu instituția prefectului județului Brașov, vor avea o întâlnire cu toți primarii din județul Brașov pentru a discuta această problemă a târgurilor unde se comercializează animale vii. Este foarte important de știut că în acest moment nu există niciun târg din județul Brașov care să fie autorizat de Direcția Sanitar-Veterinară, ceea ce presupune această autorizare, mai exact un medic veterinar și un administrator al târgului, care să urmărească trasabilitatea animalului. Anul trecut, virusul pestei porcine africane era activ în 8 țări, respectiv Polonia, țările Baltice, Estonia, Lituania, Letonia, Belarus, Republica Moldova, Ucraina și Cehia. Zilele trecute, Germania a anunțat că este în stare de alertă maximă, după descoperirea unor noi cazuri de pestă porcină africană în Polonia și Cehia. Aici, de altfel, a crescut riscul ca boala să treacă granița. Pesta porcină africană este o boală virală a porcinelor domestice și sălbatice, cu evoluția rapidă și mortalitate de 100% pentru animalele care se îmbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin. Singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor măsuri de protecție la venirea în contact cu animalele bolnave. Specialiștii veterinari menționează că pesta porcină africană nu se transmite de la animal la om. Iarna nu se lasă, în ciuda soarelui de astăzi, temperaturile s-au menținut foarte scăzute la Brașov. În plus, Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o avertizare cod galben de Lapoviță, Ninsoare și Polei, valabilă până miercuri, 17 ianuarie, la ora 20. Vremea se va menține rece în majoritatea zonelor, geroasă dimineața și noaptea în nord, nord-est și centru și local în dealurile sudice. Înorările vor fi mai persistente în regiunile din sudul și sud-vestul țării, unde local și temporal vor fi ninsori slabe. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și doar izolat va fulgui. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 8 și 2 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 20 și minus 18 grade în estul Transilvaniei și minus 3 minus 2 grade în sudul Banatului și al litoralului. Ninsorile vor fi însemnate cantitativ și local se va depune strat consistent de zăpadă începând din această seară, dar și în noaptea de miercuri spre joi, în Carpații Occidentali, în nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali, iar în cursul zilei de miercuri, mai ales în zona Carpaților Meridionali.
Vântul va prezenta intensificări cu precădere în zona înaltă, unde rafalele vor depăși 70-80 de km pe oră, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada. În sudul Banatului, apoi și în cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, vor fi precipitații mixte și depuneri de polei. Se arată pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi pătruns într-un magazin alimentar din Ghimbav în noaptea de sâmbătă spre duminică. Prin forțarea unei ferestre și-ar fi sustras mai multe pachete de țigări. Suspectul a fost reținut pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat și a fost introdus în arestul Poliției Județene Brașov. În cauză a fost întocmit și un dosar penal. Elevii nu vor mai avea voie cu telefoane la ore, totodată va fi interzisă sancționarea școlarilor fără uniformă și folosirea notelor ca metodă de coerciție. În același timp, școlile nu vor mai avea voie să numească elevi de serviciu. Asta prevede noul regulament cadru de organizare a unităților de învățământ preuniversitar postat pe Facebook de ministrul Liviu Pop. În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor, este interzisă utilizarea telefoanelor mobile. Măsura se aplică și la Brașov. Dacă eu intru la clasă, eu îmi închid mobilul. Adică atâta timp cât stau la oră, din respect pentru elevii mei, îmi închid mobilul. Și nu răspund la telefon, indiferent cine mă sună. Verific după aceea și sun înapoi. Același respect ar trebui să existe și părintele care sună în timpul unei ore ca să-și verifice elevul, nu mi se pare normal. Da, pentru cei care fac naveta, pentru cei care la un moment dat trebuie să plece undeva și trebuie să sune părinții sau să ia legătura cu ei sau sunt cazuri excepționale, nu am niciun fel de problemă să fie folosite în afara școlii, da, după ce s-a terminat școala. O altă modificare a regulamentului cadru prevede că rezultatul evaluării exprimat prin calificativ, notă sau punctaj nu poate fi folosit ca mijloc de corecție, acesta reflectând strict rezultatele învățării conform prevederilor legale. Primăria Brașov va plăti 1 milion de lei pentru expertizarea străzilor în următorii 3 ani. 591 dintre cele 738 de artere din municipiul Brașov vor fi evaluate din punct de vedere tehnic, urmând ca în baza acestor date să se realizeze și lucrările care urmează să se efectueze la aceste străzi. Din acest an începem evaluarea tuturor străzilor din municipiul Brașov pentru a constata starea lor tehnică și pentru a putea dimensiona necesarul de investiții. Într-o primă etapă vom avea evaluate 128 de străzi, după care anul viitor vor fi peste 250, iar în ultimul an de contract din nou vom avea 128 de străzi. Sperăm ca odată cu realizarea acestor expertize tehnice să putem să facem acele investiții care sunt necesare pe străzile unde este necesar să intervenim. Expertizarea străzilor presupune, printre altele, efectuarea de măsurători ale caracteristicilor tehnice, realizarea unei baze de date, precum și planificarea lucrărilor de întreținere și reparare a arterelor rutiere. În cursul acestui an se vor evalua 148 de străzi cu o lungime totală de 105 km, inclusiv Calea București, Bulevardul Saturn sau Bulevardul Eroilor. În al doilea an vor fi evaluate 295 de străzi cu o lungime totală de 199 de km, printre care Bulevardul Griviței, strada Mihail Cogălnicianu, Calea Poienii, strada Zizinului, Bulevardul Gării, strada Stadionului sau strada 13 Decembrie. Iar în ultimul an de contract se vor mai evalua 148 de străzi, cu o lungime totală de 45 de kilometri, pe listă fiind incluse, printre altele, Piața Sfatului, strada Sfântului Ioan sau strada Mihail Weiss. Castelul Bran este în continuare pe locul întâi în topul edificiilor vizitate de turiști anul trecut. Medalia de argint îi revine cetății Râșnov. În municipiu, supremația o deține Biserica Neagră. Pe primul loc rămâne Castelul Bran, care a fost vizitat anul trecut de 836.000 de plătitori de bilete, față de 800.000 în anul 2016. La acest număr se adaugă gratuitățile și participanții la evenimentele publice și private. Astfel, 1 milion de oameni au trecut pragul Castelului Bran și anul trecut. Peste 60% dintre vizitatorii obiectivului turistic au fost turiști străini. Următoarea în top este cetatea Râșnov cu 419.000 de turiști plătitori de bilete față de 406.000 în 2016. Într-un top întocmit de o publicație de turism, cetatea Râșnov se află pe lista celor mai frumoase castele de zăpadă care trebuie vizitate pe timp de iarnă.
obținând poziția 10 după alte cetăți din Germania, Japonia, Scoția, Cehia. Biserica Neagră este cel mai vizitat obiectiv turistic din municipiul Brașov, anul trecut trecându-i pragul 279.000 de turiști față de 256.000, cu o creștere cu aproape 8% față de 2016. 70.000 de treceri prin turnicheți în doar 3 zile, potrivit informațiilor oferite de reprezentanții municipalității. Cele mai multe treceri au fost sâmbătă, este vorba de 25.000 de treceri. Astăzi au funcționat telegondola, telescaunele Ruia și Lupului, teleschiurile Ruia, Bradul și Stadion. Iubitorii sporturilor de iarnă profită de zăpadă. Poiana Brașov este plină de turiști dornici de distracție. Schiul este printre preferatele celor care ajung în stațiune, dar și la Săniuș este înghesuială. În Poiana Brașov, distracția este în toi. Turiștii profită din plin de vremea bună și de zăpadă. Au venit din toate colțurile țării pentru a practica sporturi de iarnă. Și noi noroc de un început de iarnă, ca să-i punem acum, în luna ianuarie, pe calendarul vechi. Cred că cam astea vor fi premisele următorilor sezoane. Cum este astăzi în Poiană? Foarte frumos. Un pic frig? Nu, ține și soarele cu noi. Astăzi e mai mult ger decât a fost ieri. Ieri a fost puțin mai frumos, dar astăzi e și mai frumos că e soare. Bine, nu prea e zăpadă, dar e bine. Totuși au scăzut temperaturile, au pornit tunurile. Da, e un început. Doamnelor și domnilor, grupajul informativ se apropie de final, însă nu înainte de a afla care sunt noutățile zilei din sport. Lotul lui ASSR, liderul Ligii a 4-a Brașov, s-a reunit luni la Stadionul Tineretului, la primul antrenament al anului fiind prezentați oficial Alexandru Țuțu și Emanuel Popa, veniți de la AFC Hărman, respectiv Olimpic Cetate Râșnov. Aceștia se alătură lui Răzvan Damian și Ciprian Răduțoiu, ambii de la Sepsii Sfântul Gheorghe, și lui Marian Popescu de la Olimpic Cetate Râșnov la capitolul transferuri parafate în această iarnă, pe lista plecărilor aflându-se Alupei, Burlacu, Fânariu, Andri, Pătrașcu, Oprea și Morjan. Sunt bucuros și foarte fericit că de astăzi vom începe perioada pre-competițională în care ne dorim din tot sufletul, atât eu cât și Luci, să le imprimăm jucătorii noștri mentalitatea de campion și de învingători. Aș vrea să fiu înțeles de la bun început. Obiectivul nostru este clar promovarea și din acest punct de vedere, atât eu cât și jucătorii vă promitem că o să dăm totul pentru acest obiectiv și la sfârșit cu siguranță îl vom realiza. Primele două jocuri amicale ale lui ASSR vor fi cu echipe din primele două ligi ale fotbalului românesc, primul fiind programat joi de la ora 11 la Târlungeni cu ACS Poli Timișoara, iar al doilea pe 26 ianuarie la FC Hermannstadt. Programul complet al partidelor amicale care urmează să fie disputate înainte de returul Ligii a 4-a este disponibil pe site-ul oficial al clubului srbrașov.ro. Joi 18 ianuarie de la ora 18.30 în sala sporturilor Dumitru Popescu Colibaș și Corona Brașov va întâlni formația SCM Craiova într-o partidă contând pentru etapa a 12-a a Ligii Naționale de Handbal Feminin. În timp ce elevele lui Costică Buceschi vin după o înfrângere suferită săptămâna trecută, în primul meci din 2018 contra vicecampioanei sezonului trecut, HC Dunărea Brăila, craiovencele au învins în primul meci din Liga Florilor disputat în acest an, Rapid București. Înaintea celei de-a 12-a etape a competiției, Corona Brașov ocupă locul 6 în clasamentul Ligii Naționale cu 18 puncte, iar SCM Craiova este pe a treia poziție cu 23 de puncte. Meciul dintre Corona Brașov și SCM Craiova va avea loc joi 18 ianuarie de la ora 18.30 în sala sporturilor Dumitru Popescu Colibaș. La știrile Mix TV este acum vremea pentru vreme. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme rece. Minimele nopții vor coborî până la pragul de minus 1 grad Celsius. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge doar până la 3 grade Celsius și pe tot parcursul intervalului va fi lapoviță și ninsoare ușoară.
Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vorbim de slăbitul prin hipnoză cu psihoterapeutul Tony Rafailă. Sunt Onelia Pescaru, pe curând, toate cele bune!